Macarale, râde în soare argintii, Macarale. În zor de zi, suiagare, pe albastrele cărări, Macarale. Sule în zări, o macara, în cetinel mi-a dus un bilețel. În a treia zi după usturătoarea înfrângere suferită în alegeri de Lucian Iliescu, orașul este un adevărat furnicar. Tot felul de utilaje lucrează din greu prin toate zonele orașului. Fie că este vorba despre strada Tineretului, șoseaua București, Ghizdarului, Ramadan, ori străduțe lăturalnice, peste tot este plin de oameni și utilaje. Asta în ciuda faptului că a fost cât se poate de evident pentru toți giurgiuvenii că totul nu a fost decât o spoială electorală. Mai grav este însă faptul că toate aceste lucrări sunt, se pare, executate ilegal. Cel puțin așa susține noul primar al municipiului, Nicolae Barbu. Nu s-a organizat nicio licitație pentru tot ce ați văzut în frumusețare înainte de alegeri sau în timpul campaniei. Betonul a turnat în bălți, betonul a turnat în gropi pline cu apă, piatra aia pusă, betonul a concasat, puse păstrăzi doar ca să le iau ochii oamenilor. Mai mult a stricat. Vă spun, acolo trebuie scos tot betonul a concasat, fiindcă lucrarea nu e terminată. Dar a vrut să arate că are grijă de acele zone cu 3 zile înainte de alegeri. Cu toate acestea, se încearcă pe ultima sută de metri să se mai scoată ceva bani din conturile primăriei, bani care probabil ar trebui să intre în buzunarele anumitor firme. Primarul Nicolae Barbu spune că știe despre ce se încearcă acum, pe ultima sută de metri a mandatului Iliescu, și lansează un avertisment la adresa angajaților primăriei. Toate documentele și tot ce s-a semnat și s-a făcut și s-a plătit în ultima lună, deci în luna de campanie, și de aici încolo, până la preluarea mea ca și primar, le voi controla bucățică cu bucățică. Nu mă interesează în spate. În spate sunt treburile și eu știu, va face obiectul unei, eu știu, unei audit, fiindcă vreau să știu de unde iau primăria. Dar ceea ce se întâmplă, fiindcă am înțeles acum, au început deja să facă plăți, să strâng bani, să adună, încep să plătească către diverse firme, n-au documente să facă, și eu știu pe domnul primar că are un obicei foarte bun. Nu prea semnează dânsul, pune ba pe unul, ba pe altul, ori acum n-au de ce să se mai teamă. Trebuie să ia decizia legală și oamenii trebuie să respecte legea.